Fiica cea mare a fostului președinte Ioana Băsescu, deputatul Elena Udrea și jurnalistul Dan Andronic au fost audiați astăzi la sediul DNA. Toți trei ar fi citați în același dosar. Potrivit jurnalistului Dan Andronic, acesta a fost audiat astăzi la DNA în calitate de martor într-un dosar din anul 2015. Tot astăzi, deputatul Elena Udrea și fiica cea mare a lui Traian Băsescu, Ioana Băsescu, au fost audiate la DNA. Potrivit unor surse, toți trei ar fi citați în același dosar, fiind vorba de o cauză nouă. Elena Udrea a sosit la DNA în această dimineață însoțită de un avocat, iar aceasta nu a făcut nicio declarație pentru presă la intrarea în sediul DNA. Surse judiciare declară că aceasta a fost audiată în dosarul în care a fost citată și Ioana Băsescu. Fiica cea mare a fostului președinte al României a fost audiată timp de câteva ore de procurorii anticorupție, fiind asistată de un avocat. Și Gheorghe Năstasia, fost secretar general al Ministerului Turismului în perioada în care Elena Udrea conducea instituția, a fost audiat astăzi de procurori. Acesta este trimis în judecată alături de Elena Udrea în dosarul Galea Bute.